Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la jurnalul TV Giurgiu, iată care sunt știrile zilei. Au rămas posturi libere la poliție. Deputatul Nicolae Florian s-a întâlnit cu investitori sud-coreeni. De astăzi au început evaluările la clasele a doua, a patra și a șasea. Sute de locuri vacante în sistemul penitenciar. Nicolae Florian în mijlocul giurgiuvenilor din weekend. Săptămâna trecută s-a încheiat concursul pentru ocuparea posturilor vacante din sursă externă din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție. Astfel, în urma celor 5 contestații depuse, nu a avut loc nicio schimbare. Chiar și în aceste condiții, 3 posturi în 3 localități diferite au rămas libere, la fel ca și postul pentru reîntoarcere în sistem. Bolintin de Alb, comunele Clejan și Letcanou sunt localitățile unde 3 posturi pentru agenți de ordine publică în mediul rural au rămas neocupate în urma concursului organizat de Inspectoratul Județean de Poliție. De asemenea, postul vacant pentru reîncadrare nu a fost ocupat pentru că nu s-a prezentat niciun candidat. Cei 32 de candidați admiși au fost repartizați în funcție de media finală obținută în urma susținerii celor 2 probe. Cea mai mică notă obținută de cei admiși a fost 6,87, iar cea mai mare 9,47. În urma examinării finale au rămas 32 de posturi ocupate. Din cele 35, 3 posturi nu s-au ocupat, respectiv în Bolintin Deal, în comuna Clejan și în comuna Letcanou. De asemenea, postul pentru reîncadrare nu a fost ocupat întrucât nu s-a prezentat niciun candidat. Ca și note putem menționa că au fost note obținute între 6,87 și 9,47, iar în ceea ce privește proporția pe genuri, din cei 32 de candidați declarați admiși, 3 au fost de gen feminin. Cei care nu au obținut nota 7 la examenul scris au avut la dispoziție o perioadă în care au putut depune contestații. În urma celor 5 contestații depuse, niciun candidat nu a reușit să promoveze. Locurile rămase vacante vor fi scoase la concurs în cadrul unei noi competiții. Deputatul Nicolae Florian a relatat în mai multe rânduri despre o investiție pentru realizarea unei oțelării la Giurgiu, investiție ce urmează să fie pusă în practică de investitori sud-coreeni cu finanțare și din Statele Unite. Un pas important pentru această investiție a mai fost făcut ieri, 2 membri importanți ai conducerii grupului de firme sud-coreene fiind prezenți la Giurgiu, unde s-au întâlnit cu Nicolae Florian. Prima etapă a întâlnirii de lucru dintre deputatul Florian Nicolae și reprezentanții concernului corean, precum și ai companiei americane, a avut loc în portul Giurgiu, unde s-a discutat despre oportunitățile oferite de această zonă, precum și de prezența municipiului în euroregiunea Danubius. Tot pe malul Dunării au fost prezentate detalii despre investiția pentru realizarea oțelăriei la Giurgiu. O investiție strategică la Giurgiu, o oțelărie pentru producerea șinei de cale ferată pentru trenurile de mare viteză și pentru tabla, pentru industria de apărare, tot prin colegul și asistentul meu, domnul Ho Kyeong, am invitat concernele coreene ca să participe la o ședință de lucru cu Ministerul Energiei și cu compania de proiect Tarnița, pe care ei vor dori să facă proiectarea și implementarea acestui proiect. Sunt fericit să fiu aici, aveți o zonă foarte frumoasă aici la Giurgiu. Am aflat și știu că există aici un mare potențial pentru dezvoltare și investiții în această regiune. Sper cu tărie că vom avea un parteneriat în acest scop cu municipalitatea. Este prima dată când vin aici, iar convingerea mea este că există oportunități pentru a investi. Cel mai important, urgent, care trebuie să fac aici în Giurgiu este un nou pod, corect? E adevărat. Eu ca cetățen străin sau locatar în România, locuitor în România, chinuiesc foarte mult când trece podul acesta. Cel mai urgent este să faceți un proiect, un studiu de fezabilitate către Giurgiu și Rusia. Nu e așa? Necesitate. Atunci, autostrada, da. Atunci, propunerea mea este, dacă aveți un gând, un acord, noi coreenii, poate prezente un design.
Da, din partea noastră. Adică proiectul. Proiectul. Puteți să ne ajutați în acest sens. Un proiect, noi o să aducem o propunere. Pe baza propunerii noastre, voi trebuie să facă studiul de feasibilitate oficial cu licitație. În același timp, Corienii va pregăti investiții. În același timp. Atunci este foarte important să orașul Giurgiu lansează o licitație de studiu feasibilitate. De atunci începe Corienii să implică investiții. Am înțeles. Și o verde ca parte integrată a dezvoltării. Da, practic, da. Pe o predictibilitate ulterior apar și investiții. Foarte important, da, asta. Am înțeles. Întotdeauna, aici, după ce face studiul de feasibilitate, caută investitori. Nu. Da. Dacă noi venim cu propunere de proiect, deja ei se formulează investiții. Asta e o mare avantaj dacă aveți niște delegații din Coreea aici. Deputatul Florian Nicolae și reprezentanții investitorilor s-au deplasat și în zona platformei 1 a fostului combinat chimic, acolo unde a fost identificat terenul pentru realizarea oțelăriei. Și aici au fost discutate amănunte, inclusiv de ordin tehnic și administrativ cu privire la această investiție. Oaspeții sud-coreeni au fost interesați să fie puse la punct cât mai multe detalii. Ce valoare aveți de investiție de oțelărie? La oțelărie 250 de milioane de euro, iar ei vor fi consultatul de implementare, având în vedere expertiza lui Posco. Deci, practic, oțelăria ocupă 16 hectare. 16 hectare, da. Și oțelărie va angaja oameni? Cât oameni va angaja? Deci oțelăria are prevăzute 350 de muncitori și ingineri. Să angajează oțelărie? Numai în oțelărie, plus 100 de oameni, ca 100 de angajări, care va desevi partea de IT, partea comercială, partea de administrație. Vor avea într-un salariu între 3.500 și 5.000 de euro. Cei care lucrează la oțelărie? Cei care lucrează la furnalul de oțel special. Ceilalți vor avea un salariu în jur de 1.000 de euro pe lună. Și aceasta ce impact va aduce la Giurgiu? În primul rând că toate taxele și impozitele vor fi plătite local, deci nu le vom plăti la București. La București vom avea doar partea de reprezentare a administrației și a corporației americane, care va opera sub legislația românească. Și ce domenii colaborează cu firmele coreene? În primul rând, șina de cale ferată pentru trenurile de mare viteză, vom exporta o parte din cantitatea de șină către Coreea de Sud, către Turcia, către Iran, către țările din Balcanii de Vest și, evident, pentru reabilitarea liniilor de cale ferată din România. Iar, ca o prioritate absolută, tabla pentru industria de apărare va fi livrată către uzine de producție defensivă din România. Deputatul Florian Nicolae le-a oferit oaspeților săi și informații referitoare la furnizarea agentului termic. Oțelăria va putea asigura orașului energie termică la costuri mult mai mici. Nu este rentabilă pentru populație, este foarte scump agentul termic și trebuie să găsim noi de la oțelărie să venim să dăm agent secundar. Nu, agentul termic care va fi recuperat de la furnale va fi direcționat către oraș, sigur, primăria va trebui să facă partea de racordare, da? Da. Iar agentul termic va fi probabil la o jumătate de preț de ceea ce plătesc în momentul ăsta locuitorii orașului. Și tocmai de asta vă spun că avem și infrastructura. Infrastructura, să trecem peste canal, să ajungem la populație, să mergem pe rețeaua principală de distribuție energie termice. Dar plecând de la, avem odată rețeaua de gaze, este în oraș terminalul de gaze. Dar putem să luăm de la centrala de la CET și venim cu el direct în păciuitățile. Liniile acestea cât au? Că noi avem nevoie de 50 de megawatt-oră. Păi sigur țin astea. Sigur țin, da, da. Da, pentru că ele duc, toate le vedeți, alimentau cu energie electrică toată platforma industrială Chimie 1. Cu dumneavoastră, cu toți cei care vor să implementeze într-adevăr programul de reindustrializare a orașului și în acest sens vom organiza o întâlnire cu toată echipa din Statele Unite, asistată de mine.
în funcție de diferit. Mulțumim mult, să vă dea Dumnezeu și sănătate. Dumnezeu să vă ocrotească și pe toți giurgiuvenii. Da. Doamne ajută. Să ținem curaj. Să mulțumim prin excelență vicepreședintelui. Okay. Thank you very much, sir. Da? You win general. From the election. Da? Okay. Și lui Ji, da, să-i mulțumim că a făcut acest efort, ținând cont că îi vin de cealaltă parte a lumii, dar au venit doar pentru România, alături de consorțiul american, ca să realizăm aceste investiții. Iată ceea ce n-a făcut 25 de ani o clasă politică. Vom face cu capital american și cu expertiza concernelor coreene. Să ne ajute Dumnezeu, să ne ajute la toți. Să ne ajute. Vă mulțumim frumos pentru primirea călduroasă care ne-ați făcut-o. La finalul vizitei a venit și momentul primelor concluzii. Acestea au inclus și detalii despre modul în care va fi organizat planul de afaceri și activitatea din cadrul investiției. Tot planul de investiții este realizat de un fond de investiții din Statele Unite ale Americii, dar se bazează pe expertiza managerială a concernelor coreene, care vor folosi forța de muncă locală, specialiștii, muncitorii, care vor fi plătiți chiar de către concernele coreene. Da? Și în felul acesta banii vor ajunge direct la firmele românești care vor lucra sub incidența, sub antreprenorială a concernelor coreene. În felul acesta ei vor învăța ce înseamnă organizare, eficiență, da? Și darea în funcțiune a unui obiectiv strategic industrial în timp real. Oaspeții de ieri ai deputatului Florian Nicolae fac parte din conducerea de prim rang a grupului POSCO Family, o companie multinațională sudcoreană specializată în producția de oțel. Grupul este al patrulea producător de oțel din lume și deține două fabrici de oțel integrate în Coreea de Sud și un joint venture în Statele Unite, în Pittsburgh, California. De astăzi au început evaluările naționale ale elevilor de clasele a 6-a, urmând ca în următoarele două săptămâni să fie testați elevii din clasele a 4-a și a 2-a. Rezultatele evaluărilor nu vor fi trecute în catalog, scopul fiind acela de a-i familiariza pe copii cu atmosfera de examen. Elevii din clasele a 2-a, a 4-a și a 6-a susțin pentru al treilea an consecutiv o serie de evaluări la finalul anului școlar. Potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației, evaluările vor avea loc în perioada 23 mai-10 iunie și primii testați vor fi elevii de clasa a 6-a. De astăzi încep evaluările naționale la finalul claselor a 2-a, a 4-a și a 6-a. Astăzi are loc proba de evaluare la limba și comunicare pentru clasa a 6-a, iar mâine 24 mai, proba de evaluare tot pentru clasa a 6-a la matematică și științe ale naturii. În județul Giurgiu avem înscriși 2425 de elevi la acest nivel de învățământ. Săptămâna viitoare vor mai susține astfel de probe elevii de clasa a 4-a la română, matematică și limba maternă. Ultimii care vor susține evaluarea sunt elevii de clasa a 2-a, care au programate probele peste două săptămâni. Notele nu vor fi trecute în catalog, dar părinții vor fi informați despre rezultate. Aceste rezultate nu sunt trecute în catalog, nu se comunică public și nu se afișează, desigur. Ele sunt valorificate la nivelul unității de învățământ prin elaborarea planurilor individualizate de învățare, acolo unde se impune această situație. De asemenea, sunt informați elevii și părinții sau reprezentanții legali ai elevului asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate. Potrivit Ministerului Educației, acest tip de evaluare vrea să îi familiarizeze pe copiii cu rigorile unui examen, iar subiectele sunt concepute în funcție de programa școlară. În această perioadă, sistemul de detenție din România desfășoară o campanie de recrutare a candidaților în vederea admiterii la școlile acestui sistem. Cei care doresc să urmeze o carieră în sistemul penitenciar pot opta pentru cele aproape 300 de locuri vacante la două dintre unitățile școlare de profil. Pentru cei care doresc o carieră în domeniul penitenciar, Administrația Națională a Penitenciarelor propune și în acest an diverse oferte de studii prin intermediul instituțiilor de învățământ reprezentative. În acest sens, Penitenciarul Giurgiu recrutează candidați în vederea participării la concursul de admitere în instituțiile de învățământ din Sistemul de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională, sesiunea 2016, pentru locurile repartizate sistemului administrației penitenciare. Penitenciarul Giurgiu
are scoase la concurs, ca să spunem așa, în vederea admiterii, posturi atât în sistemul penitenciar, și mă refer la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, o școală cu durata de un an, cât și la Academia de Poliție. Școlarizarea este de 3 ani pentru posturi de ofițer în cadrul sistemului penitenciar, dar prin colaborarea pe care sistemul penitenciar o are atât cu Ministerul Afacerilor Interne, cât și cu Ministerul Apărării Naționale, putem școlariza și pentru instituțiile pe care aceste ministere le coordonează. Și mă refer aici la Institutul de Medicină Militară, mă refer la Școala Militară de Maestri și Subofițeri de la Pitești, mă refer la Academia Forțelor Terestre de la Sibiu, mă refer la Academia Tehnică Militară de la București. Toate informațiile sunt publicate pe site-ul Administrației Naționale a Penitenciarelor. Fiecare instituție de învățământ alocă locuri pentru sistemul penitenciar. În acest an, Academia de Poliție a alocat 40 de locuri pentru sistemul penitenciar, iar în școala de la Târgu Ocna sunt disponibile 230 de locuri pentru bărbați și 30 pentru femei. Locuri vacante sunt scoase la concurs și în cadrul celorlalte unități de învățământ de profil. Cei interesați se pot adresa compartimentului resurse umane din cadrul penitenciarului Giurgiu. Crucea Roșie se pregătește în aceste zile pentru două evenimente importante devenite deja tradiție la Giurgiu. Este vorba despre concursul Sanitarii Pricepuți și Târgul de Jucării, ambele acțiuni programate pentru sfârșitul acestei săptămâni. La sfârșitul acestei săptămâni, Crucea Roșie Giurgiu organizează două evenimente importante devenite deja tradiție în rândul giurgiuvenilor și care se bucură în fiecare an de o largă participare. În primul rând, vorbim despre concursul Sanitarii Pricepuți, o competiție de prim ajutor care reunește echipe de elevi din Giurgiu și care oferă câștigătorilor posibilitatea de a participa la etapele naționale ale competiției. Vineri 27 mai, ora 9, în Parcul Alei, se va desfășura concursul județean pentru sănătate și prim ajutor, Sanitarii Pricepuți. Participanți sunt liceele Tudor Vianu, Nicolae Cartozan, Colegiul Național Ion Maiorescu și Liceul Cotarele. O altă acțiune a Crucii Roșii Giurgiu, care adună mulți voluntari, este Târgul de Jucării, un eveniment dedicat tuturor celor care vor să vină în sprijinul copiilor defavorizați. Sâmbătă, ora 9, în piața centrală, se va desfășura Târgul Jucărilor Vechi. Participanți, elevii școlilor gimnaziale din municipiul Giurgiu. Este a noua ediție ce se desfășoară de către Crucea Roșie Giurgiu în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean. De asemenea, vă așteptăm să veniți să vindeți jucării și să cumpărați jucării în beneficiul copiilor defavorizați din municipiul și județul Giurgiu. Ambele evenimente vor avea loc în aer liber, așa că giurgiuvenii sunt așteptați în număr cât mai mare, atât pentru a duce tradiția mai departe, cât și pentru a încuraja spiritul voluntariatului, mai ales atunci când e vorba de scopuri caritabile. Mare maestru și campion mondial la șah, Anatoli Karpov, s-a născut pe 23 mai 1951, iar la 4 ani deprinsese deja tainele sportului minții grație sprijinului primit în acest sens din partea tatălui său. Karpov a fost în două rânduri deținătorul titlului suprem la șah, din 1975 și începând din 1993. Unul dintre marii rivali ai lui Karpov a fost Kasparov și acesta din urmă deținător al titlului mondial. Antoni Karpov este marele maestru internațional rus de șah și fost campion mondial între 1975-1985 și 1993-1999. Karpov s-a născut pe 23 mai 1951 și la 4 ani se putea lăuda că a deprins jocul de șah datorită sprijinului acordat de tatăl său. Ascensiunea în șah a lui Anatoli a fost una rapidă, astfel că la 15 ani, în 1996, era cel mai tânăr maestru național sovietic din istorie. 13 ani mai târziu, marele maestru, devenit deja campion mondial, atingea vârful carierei sale și dovedea acest lucru la Montreal în turneul stelelor. Era totodată perioada în care tinerele speranțe ar fi fost mulțumite dacă ar fi luat parte la un simultan cu marele campion.
Puternic adversar al lui Karpov avea să fie Kasparov, însă și Korchinoi își dorea titlul mondial aflat în posesia lui Karpov, ca să nu mai amintim de insistența a lui Bobby Fischer de a se întâlni cu deținătorul titlului. Istoria șahului mondial consemnează însă faptul că perioada de supremație a lui Anatoli Karpov a fost întreruptă circa 8 ani între 1985 și 1993, când titlul mondial avea să treacă chiar pe la mai tânărul său adversar, Garry Kasparov. Știrile TV Giurgiu continuă cu un buletin informativ dedicat alegerilor locale din 5 iunie. Candidatul la postul de primar al municipiului Giurgiu, deputatul Nicolae Florian și liberalii aflați pe listele de consilieri municipali s-au întâlnit vineri după amiază cu giurgiuvenii din piața Orient și străzile adiacente. Cu acest prilej, celor care vor fi prezenți la urne pe 5 iunie, li s-au adus la cunoștință cele mai importante măsuri pe care liberalii din Giurgiu intenționează să le aplice după ce vor câștiga alegerile. La exact două săptămâni de la declanșarea campaniei electorale, vineri 20 mai, candidatul liberal la postul de primar al Giurgiului, Nicolae Florian, și liberalii aflați pe listele de consilieri municipali s-au întâlnit cu giurgiuvenii din Piața Orient, Bulevardul Sirenei și străzile Soarelui, Tudor Vladimirescu, Păcii și Vlad Țepeș. Cei care au ieșit în întâmpinarea echipei liberale au urat succes în alegeri deputatului Nicolae Florian și echipei sale. Bună ziua! Felicitări! Ce să vă zic, să dea Dumnezeu că aveți bată la alegeri și ce să vă zic, succes în campania electorală. Cu respectul și multă sănătate și succes! Mulțumim, mulțumim mult! În alegeri! Să trăiți, bine v-am găsit! Să trăiți, să trăiți, vă pup! Ce faceți? Și eu vă pup! În parcul situat în Piața Orient, Nicolae Florian le-a expus celor prezenți cele mai importante măsuri cuprinse în programul alcătuit de liberal pentru soluționarea unor stringente probleme ale locuitorilor urbei după scrutinul din 5 iunie și câștigarea alegerilor. Reducerea cheltuielilor locale, rezolvarea problemelor de ordin medical, accesarea atentă a fondurilor europene prin proiecte eligibile și sporirea numărului locurilor de muncă s-au aflat printre temele expuse de candidatul liberal la postul de primar al Giurgiului. Ne gândim aici la două componente. Una, să reindustrializăm platforma chimică 1, să aducem o oțelărie acolo. Deja investitorii au venit, bate aproape 9 luni de zile la poarta orașului, iar acum sunt hotărâți, mai hotărâți ca oricând, să vină să facă această investiție la Giurgiu. De asemenea, să vorbim și de agricultură. În extravilanul localității municipiului nostru, trebuie să aducem o seră legumicolă pentru minim 15 hectare, care să ne aducă și iar locuri de muncă. Deci ce am spus până acum, cele trei obiective, la care se adaugă și altele, înseamnă multe sute de locuri de muncă, dacă nu poate chiar 1000 de locuri de muncă în plus. Nu pot să spun că vom aduce în Giurgiu 7000 de locuri de muncă, pentru că asta ar fi un ideal. Dumneavoastră știți foarte bine, Giurgiu în momentul ăsta are 13.500-14.000 de locuri de muncă în total. La rândul său, candidatul la funcția de consilier local, pilotul de aviație Adrian Anghelescu, a explicat celor prezenți de ce este valoroasă și nepătată echipa liberală și a subliniat necesitatea construcției de locuințe sociale. Primii 12 care vor intra și vor asigura majoritatea în cadrul primăriei nu au contracte cu statul și nu au fost abonați la robinetul banilor publici. Vă promit că vom iniția un program și vom construi 260 aproximativ de apartamente de locuințe sociale în primul an, urmând a finaliza în perioada mandatului de 4 ani aproximativ 1300 de locuințe sociale. Pe de altă parte, acestea n-ar însemna nimic fără crearea locurilor de muncă de care va vorbi domnul Florian Nicolae. N-are sens să vă mai vorbesc de rest, ci să vă asigur de cinstea tuturor colegilor mei care fac parte din echipa PNL, atât la județ cât și la primăria Giurgiu.
Grija față de cei ce nu pot fi susținuți material pentru terminarea studiilor sau cea față de elevii supra-dotați care nu dispun în județ de centre de pregătire specială au fost alte probleme în dialog, ca și nemulțumirile unor giurgiuveni cu privire la modul în care sunt atribuite de către autorități ajutoarele financiare celor cu probleme grave de sănătate. Taxele și impozitele împovărătoare, ca și incompetența dintr-o serie de instituții giurgiuvene, au constituit alte teme ale dialogului avut de Florian Nicolae cu giurgiuveni. Taxele și impozitele foarte mari. Plătea câteva zeci de lei la zi acolo și acum plătesc 2 milioane jumătate o dată. Nu e normal, nu e normal. E peste de 1, 2, multă incompetență. La taxe și impozite, multă incompetență. Cele mai importante sugestii aduse de giurgiuveni în rezolvarea pe viitor a unor probleme de largă importanță pentru comunitate au fost notate de către liberali, iar Nicolae Florian i-a asigurat pe locuitorii cartierului vizitat că în fruntea echipei liberale va reuși rezolvarea doleanțelor întemeiate ale concitadinilor. Candidatul PNL la funcția de primar al municipiului Giurgiu, Nicolae Florian, merge în fața oamenilor cu proiecte concrete. Sâmbătă, Nicolae Florian și echipa liberală s-au întâlnit cu giurgiuvenii din cartierele Oinac și Rudari. Odată cu apropierea alegerilor locale, este și momentul bilanțului a tot ceea ce s-a promis și ce s-a realizat în municipiul Giurgiu și este tot mai clar că s-a promis mai mult decât s-a realizat. Candidatul PNL la primăria Giurgiu, Nicolae Florian, a discutat foarte mult cu giurgiuvenii în ultima perioadă și din aceste discuții, desprinzându-se proiecte necesare pentru dezvoltarea orașului și pentru creșterea gradului de bunăstare a oamenilor. Aceste proiecte le-au fost prezentate sâmbătă giurgiuvenilor din cartierul Oinac. Suntem o echipă care a confirmat fiecare acolo unde lucrează că suntem serioși, că suntem profesioniști, că avem experiență și ne-am apropiat de oameni, suntem apropiați de oameni și am identificat proiecte pentru dezvoltarea orașului și creșterea standardului de viață al giurgiuvenilor. Scopul nostru și al echipei noastre este să depolitizăm administrația publică, să o punem în folosul cetățeanului și să creăm locuri de muncă, să ne aducă venituri nouă la bugetul local. Dacă avem bani, avem și proiecte europene, că ne trebuie să cofinanțăm. Unii locuitori din zonă s-au plâns de sistemul de canalizare defectuos, din cauza căruia, atunci când plouă, le sunt inundate gospodăriile. Am avut apa când a fost inundația, în casă până aici, în curte am avut-o până sus. Pe rozelor, domnul primar Barbu a dat despăgubiri. Ajutor. Păi Matale, ai făcut? Ați făcut adresă? Ați cerut? Păi da, nu se anunță în situații de-astea, eu nu am știut. Nu, Matale, ascultă-mă. Eu n-am știut. Uite, eu m-am bătut pentru rozelor. Dar n-am știut de Matale că ți-ntra pe în casă. Nu, aici de câte ori plouă, de atâtea ori. N-am știut, de unde să știu eu? A venit și dumnealui personal aici și a văzut despre ce e vorba. Da, trei case suntem. Da, acum știu și o să facem de așa natură încât să băgăm și o canalizare suplimentară. Doi dintre candidații PNL la posturile de consilieri locali, doctorul Ladislau Pic și profesor Adelina Sârbu, le-au vorbit oamenilor despre proiectele echipei liberale din cele două domenii, respectiv sănătate și educație. Vom înființa un cabinet de tratamente medicale care să fie în subordinea primăriei. A mai fost cândva, unii au considerat că nu este important. Dar noi zicem că prin această inițiativă a noastră venim în sprijinul dumneavoastră a celor mulți. La fel vom reorganiza cabinetele școlare, cabinetele medicale din incinta școlilor. La ora actuală există un medic și jumătate pe cele 9 școli și liceele care sunt în Giurgiu. Știm cu toții că educația stă la baza formării unui popor, stă la baza dezvoltării națiunii și noi vrem să venim în sprijinul copiilor. Vrem să înființăm creșe și grădinițe moderne în oraș, să acordăm copiilor burse sociale, burse de merit, burse de studiu, să creăm un internat,
să înființăm un internat nou sau să le renovăm pe cele două care există, dar sunt nefuncționale. Să le acordăm copiilor sprijin privind decontarea transportului. Nicolae Florian și echipa liberală au continuat deplasarea din casă în casă pe străzile Mereni, Stupilor și Toporași, zonă în care proiectele prezentate au fost foarte bine primite de către localnici. Tot sâmbătă, Nicolae Florian s-a întâlnit cu zeci de giurgiuveni la cabinetul său parlamentar din cartierul Tineretului. Nu vom ridica cardurile de transport de călătorie. Barbul ăsta încă o dată dezinformează. Îi place mult să dezinformeze. Pentru că nu barbul le-a adus de la el acasă, ci le-a acordat Consiliul Local în baza legii. Deci legiuitorul a spus ce trebuie să facă pentru pensionari, Consiliul Local a dat o hotărâre, iar barbul ăsta, pentru că îi place să-și pună numele peste tot, da? Și a pus numele pe card. Noi să-i lăsăm numele pe card, oamenii să meargă cu cardul ăsta, că nu asta e problema, dar nu o să facem nedreptatea asta. Deci oamenii vor beneficia în continuare de gratuitate și de deplasare pe mijloacele de transport în comun, în oraș. Ultimul punct din programul de deplasare al echipei liberale a fost în cartierul Rudari. Aici oamenii își pun toate speranțele în viitoarea conducere a primăriei pentru rezolvarea problemei legate de traficul greu din zonă și de lipsa trotuarelor. Parlamentul a dat putere primarului să-și gospodărească orașul, să bagă așa cum crede dânsul de cuvință. Eu cred că astea ar trebui să țină cont în periferiile sărace, la oameni nevoiași, să fie primarul cu un ajutor către ei, nu cu taxe și asuprire. Pentru că la televizor și media arată tot domn primar. Cu ce a ajutat amărâtul ăsta? Avem analfabetism, nu avem copii la școală, nu avem nimic. Degeaba vine social și zice, mă duc acolo, dar doarme pe bancă. Nu progresăm deloc, nu ne ducem în sus deloc. Dirijăm tirurile prin Vama Veche, prin postul de control de aici și ne apucăm imediat să scriem proiect, să tragem fonduri europene, să facem șoseaua să plece direct pe la Plase Sudate. Ăla e proiectul, păi e proiect de 6 ani de zile, dacă Barbu a fost superficial și neserios, eu ce să fac? Am spus că prima dată, până la sfârșitul anului, dacă vă voi alege primar, dacă voi ieși primar, facem prima dată trotuarul. Da. Păi da, să da. Meargă copiii în siguranță și voi în siguranță cu treceri de pietoni, da, peste șosea. Și după asta scriem proiecte europene și pentru strada asta și pentru Șoimul și pentru toate ca să rezolvăm problema. Să băgăm și gaze și tot ce trebuie. Asta și canalizări, că uite, noi n-avem... Țineți minte, când vorbiți și vă apărați drepturile, spuneți că sunteți pe drum european. Pentru că voi n-ați spus niciodată asta. Giurgiuvenii din cartierul Rudari vor ca autoritățile locale să îi trateze la fel ca pe locuitorii din centrul orașului, întrucât plătesc aceleași taxe și impozite și vor ca și pe străzile lor să fie realizate rețele de canalizare și de gaze. Târgul de vechituri de lângă parcul de la Steaua Dunării este fără îndoială un loc pe de o parte aglomerat, pe de altă parte care necesită atenția edililor spre mai binele giurgiuvenilor. Candidatul la primăria Giurgiu, Nicolae Florian, s-a întâlnit cu giurgiuvenii prezenți duminică în acest loc, încercând să identifice toate doleanțele și așteptările acestora. Giurgiuvenii s-au obișnuit să meargă la târgul de vechituri în fiecare duminică dimineața, unii pentru a vinde, iar majoritatea pentru a mai cumpăra câte ceva folositor prin gospodărie, de fiecare dată la prețuri negociabile. Târgul de vechituri este de fapt mai mult un loc unde comercianții se pot întâlni cu potențialii cumpărători, decât un spațiu comercial despre care să se poată spune că ar beneficia de ceva facilități. Dovadă că marfa este întinsă pe jos, direct pe trotuar. Trebuie să facem aici un bazar în care să puteți face produsele astea, să mai stați cele pe jos. Toalete ecologice, da? Să punem și noi, corect. Păi dacă punem bazar, automat. Să vină ADPP-ul, da, să vă instaleze dimineața și să le strângă la 12 și să facă imediat. Apă curentă nu vă trebuie și vouă? Și tu știi că ai taraba 17, ăla are taraba 15 și mai departe. Ați înțeles? Un cetățean al municipiului a folosit prilejul de a se fi întâlnit cu Florian Nicolae pentru a-i prezenta o neregulă întâlnită pe strada pe care acesta locuiește, respectiv strada Comana. Aruncă catapetă, pisici de câini. Unde ai scris? Pe strada Comana. Unde e asta? Eu stau pe numărul. În spatele abatorului. În spatele abatorului? Fostul abator. Așa, ce e acolo? E o curte părăsită. Da. Există un patron acolo și e terminat. E terminată.
Cine la mediu ar trebui să intervină acolo? La ce număr este? Eu stau la numărul 3. La numărul 3 stau. Și asta de când se întâmplă? De când a părăsit curtea de acolo, de vreo 3 ani, poate, și mai bine. Poate facem o acțiune de voluntariat acolo. E cea mai bună, să curățăm, să mulțumim și oamenii și după asta să păstrăm curățenie. Mai bine să facem acolo un parc pentru copii, un teren, să vedem al cui e terenul. Referind la târgul de vechituri și la neajunsurile care se întâlnesc aici, având în vedere că acest loc în care se face comerț nu beneficiază efectiv de nicio amenajare, fiind un spațiu unde întâlnim un comerț rudimentar, cele trebuincioase pentru ca lucrurile să intre pe un făgaș normal sunt, desigur, multe. Să vă întreb dacă voi credeți că este necesar aici un centru, un punct de alimentare cu energie electrică. Să aveți curent electric, să vă verificați aparaturile și ce mai aveți de făcut. Dar considerați că este necesar. Dar să multiplicăm toaletele ecologice aici. Și toaletele ecologice să mai facă și altceva de alimentație publică, mai bine unul, corect. Să facem la marginea bazarului, să facem niște... Și organizat așa, să facă și ceva tărăbuțe, așa. Să facem un bazar, nu? Corect. Să facem un bazar. Atunci vor avea curaj mai mult să vină cu marfă, să vândă. Este un... Da. În loc de aș mai câștiga un bănuț. Dar să facem un punct de alimentare cu apă, în care să mergem să ne spălăm pe mâini, eu știu, că uite, să facem produse în bazar. Și astea trebuie neapărat și apă. Ei, cam asta dorim noi să facem. Să facem un bazar, printre altele, pe care le face, să facem și asta, da. Și un bazar. Aveți destule de făcut. Corect, așa e. Dacă ați venit cu inițiativa să ne întrebați, aveți... Fața paradelor închiriază spațiu de publicitate, firmele care închiriază spațiu de publicitate plătește practic și le oferim oamenilor gratis tarabe. Da, la bazar tarabele acordate și închiriate. Și închiriate pe bază de buletin. Și să fie și alea care sunt pentru ocazional, care oamenii nu pot să vină mereu, să plătească chiria. ADPP-ul le va pune la 6 dimineața și le va strânge la 12 și viabilizează. La mine îmi trebuie niște bani. Banii vin de la firmele care fac publicitate pe frontispiciul tarabelor. Ați înțeles? Și lăsăm pe oameni fără să vedească. Noi o trebuie să fac propagandă cu reclama, reclamele care sunt de la ei să iau bani. E un șac frumos. Da. Să vă cu drag. Să vă facem. Și succes. Succes și dumneavoastră. Să trăiți. Sănătate! E mai bună ca tate. Sănătate. Să trăiți. Să trăiți. Să urmărim acum rubricile Sport și Meteo. Fanii Astrei Giurgiu din Liga Suporterilor au sărbătorit aparte încheierea campionatului și aducerea la Giurgiu a titlului de campion a României. Cei mai înfocați suporteri, mulți dintre ei alături de Astra aproape la orice partidă acasă sau în deplasare, au ținut să marcheze începutul pauzei competiționale cu un chef la iarbă verde, sărbătoare de unde nu au lipsit scandările ce puteau fi regăsite până nu demult în peluza stadionului Marin Anastasovici. Să rugăm.
După un sezon regulat plin de emoții și după un play-off care a confirmat că Liga Suporterilor Astra Giurgiu merită să fie galeria unei mari campioane, băieții de la Peluză s-au bucurat satisfăcuți că Astra este campioana lor. O seară frumoasă, vă bucurați alături de fani. Cum ați spus la cale chestiunea asta, cum a ieșit? Automat, după ce Astra a devenit campioană, ne-am și gândit să facem un chef al campionilor. Ne-am fi dorit să fie mai multă lume lângă noi, dar e bine și așa, totul a ieșit foarte frumos, lumea e bucuroasă, noi ne bucurăm de realizările Astrei, de performanțe istorice pentru orașul nostru și așteptăm ca la evenimentele viitoare, după victorii celebre, lumea să fie mai aproape de Astra și să fie cât mai mult să sărbătorească împreună cu noi. Suntem campioni, ne bucurăm de asta, ați vrut să vă bucurați voi la voi acasă, invitând câțiva prieteni, cum e? Da, este o seară frumoasă, am început cu un grătar, am vorbit de mult, de când am luat campionatul de la egalul Stelei, am hotărât să facem acest grătar, să ne bucurăm de acest campionat, acest moment unic pentru orașul nostru și într-un final am reușit să reîntâlnim toți, fiecare cu munca, am găsit o duminică liberă pentru toți și ne-am petrecut și este foarte bine. Sperăm în continuare să continuăm cu petrecerile și să fim alături de giurgiuveni și giurgiuvenii la rândul lor să fie alături de noi și de această echipă și să ajungem în grupele Champions League sau Europa League. În una din grupe să aducem din nou acele echipe frumoase, să ne împrietenim cum ne-am împrietenit cu cei de la Celtic, vrem să ne împrietenim și cu alți suporte din Europa. În campionatul de fotbal pentru amatori, Liga Prieteniei Giurgiu au fost disputate joi primele partide din etapa 4-a, terenul sintetic la balon găzduind în fiecare luni și joi câte 3 partide. Ultimele întâlniri au pus față în față pe Viitorul Vedea cu Forest Bicu, scor final 4-5. Zel Giurgiu ACS Victoria 4-15 și PTF Giurgiu Amicii 10-7. Iar în această seară, începând cu orele 19, sunt programate întâlnirile Energia Remuș versus Necunoscuții, Juniorii cu ARG și Salvatorii versus Emo Galaxy. Organizatorii au întocmit și un clasament al competiției din care se desprind echipele ACS Victoria, Salvatorii, PTF Giurgiu și Forest Bicu, dar și un clasament al celor mai buni marcatori. Organizatorii competiției anunță pe cei interesați că meciurile din Liga Prieteniei pot fi urmărite și live, accesând linkul ce va fi postat pe pagina de Facebook Liga Prieteniei Giurgiu, înainte de începerea partidelor. Ulterior, înregistrarea meciurilor disputate, precum și interviurile, vor fi încărcate pe canalul de YouTube, iar linkul va fi de asemenea postat pe pagina de Facebook a Ligii Prieteniei. Marți, instabilitatea atmosferică se va accentua treptat în toate regiunile, mai ales după orele amiezii vor fi norări și pe arii, extinse averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat chiar vijelii. Ploile vor avea și caracter torențial, cantitățile de apă vor fi local însemnate și va cădea grindină. Temperaturile maxime în scădere în jumătatea de vest a țării se vor încadra între 19 grade în delta și în dealurile de vest și 27 de grade în sud-est. În Giurgiu, vremea va deveni instabilă. Treptat, norările se vor accentua și mai ales începând cu orele serii, se vor semnala averse ce pot avea caracter torențial, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade. În aceste condiții, marți termometrele vor indica 25 de grade la Mihăileș, Bolintin, Vale, Ghimpaț, Comana, Giurgiu și 24 de grade Celsius la izvoarele și hotarele. Vântul va sufla cu o viteză de 3 km pe oră din direcția nord-nord-vest. Presiunea atmosferică va fi de 761 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 47%. Apele Dunării sunt în creștere cu 2,8 cm, cota probabilă fiind 375 cm. Doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului TV Giurgiu din această seară.
Rămâneți cu TV Giurgiu, urmează emisiunile Sport Arena și Audiența. Sunt Florentina Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc numai bine!